Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit din nou! În documentarul de astăzi v-am pregătit informații despre un mister încă neelucidat. Este vorba despre piramidele de cristal subacvatice. În ultimii ani, mai exact din 2012 încoace, în mass media alternativă, a fost mediatizată tot mai mult informația că niște echipe de cercetători francezi și americani ar fi descoperit o uriașă piramidă subacvatică în mijlocul zonei Triunghiului Bermudelor. Prezența unor astfel de edificii subacvatice în zona insulelor Bahamas este și acum considerată de unii cercetători a fi un subiect fierbinte care merită investigat. Până în prezent, aceste descoperiri misterioase nu s-au bucurat de mediatizare din cauza scepticismului multor oameni de știință. După primele estimări ale oceanografului Meyer Verlag, aceste ciudate piramide de cristal, aflate la 2 km adâncime, sunt de 3 ori mai mari decât piramida lui Cheops din Egipt, care are 137 de metri înălțime. Pe lângă aceste piramide de cristal, au fost descoperite în adâncurile oceanului un întreg oraș scufundat și un sfinx. Piramidele de cristal din Triunghiul Bermudelor au fost descoperite întâmplător de oceanograful Meyer Verlag în 2012, când cerceta zona cu un sonar, un aparat destinat comunicațiilor subacvatice, conținând elemente pentru emisia-recepția undelor sonore și care se folosește, de regulă, pentru a identifica obiecte submarine. Pe lângă această descoperire din 2012, există și alte mărturii care au apărut în decursul ultimilor 50 de ani, aparținând unor cercetători sau martori oculari, și care vorbesc despre existența unor ruine pe fundul Oceanului Atlantic, din care fac parte și misterioase structuri piramidale de cristal. Citându-l pe faimosul profet adormit, Edgar Cayce, care a făcut unele previziuni și dezvăluiri cu privire la faptul că spre sfârșitul anilor 1960, Atlantida va începe să fie redescoperită undeva în zona insulelor Bimini, arhipelagul Bahamas, unele voci afirmă că misterioasele piramide subacvatice ar putea face parte din rămășițele legendarei Atlantida. În anul 1970, câțiva savanți americani au făcut publică descoperirea unor ruine subacvatice în jurul insuliței Bimini din arhipelagul Bahamas. Acestea sunt cunoscute astăzi sub numele de drumul sau zidul din Bimini și se presupune că sunt vestigii ale Atlantidei. În cercurile atlantologilor, pasionați de faimoasa civilizație a Atlantidei, se știe că în același an, un doctor naturopat pe nume Ray Brown din Mesa, Arizona, a făcut o descoperire extraordinară în timpul unei scufundări în zona arhipelagului Bahamas. Aflat cu încă 4 persoane în căutarea unor comori scufundate pe vremea conquistadorilor spanioli, Brown afirmă că ar fi dat peste o mare piramidă de cristal, cu vârful făcut din lapis lazuli, piatră semiprețioasă de culoare albastru intens. Ray a fost invitat în anul 1980 să își prezinte descoperirile în cadrul emisiunii televizate americane In Search Of, în căutarea. De asemenea, în anul 1984, faimosul cercetător american Charles Berlitz l-a intervievat pe Brown pentru a-i publica mărturiile în cartea sa Atlantida, al optulea continent. Ray Brown a mărturisit că în timpul unei scufundări s-a îndepărtat de însoțitorii săi,
iar apoi a observat conturul unei piramide în adâncurile mării, sub el. Când s-a apropiat, a fost uimit să constate că nu existau urme de eroziune sau alge în structura piramidei, iar aceasta era făcută dintr-un fel de sticlă semitransparentă, ca un cristal. În interviul acordat televiziunii americane, Brown a afirmat că piramida era inclusă în cadrul unui complex de ruine. Urmându-și curiozitatea, Ray Brown a intrat în piramidă, ajungând într-o mică încăpere pătrată, cu tavan în formă de piramidă. Deși nu avea lanternă, totuși, în mod misterios, era destulă lumină în interior, încât să-i permită să vadă clar încăperea. El a descris-o ca fiind curată și luminoasă, fără alge sau alte depuneri pe pereți. O bară groasă de metal atârna de tavan, iar la capătul său se afla un cristal roșu cu mai multe fețe. Dedesubtul ei, pe podea, se găsea o piatră inscripționată, pe care era așezată o farfurie din același material, având gravate cu bronz două palme. Înăuntrul acelor două palme se afla o sferă de cristal de cuarț, de mărime mijlocie, cu o piramidă în interiorul ei. La plecare, Ray Brown a luat cu el sfera de cristal de cuarț, aflată în cele două palme de bronz. Acesta afirmă că atunci când se îndepărta de piramidă, a auzit clar o voce care i-a spus: "Ai luat ceea ce căutai, nu te mai întoarce niciodată." Înspăimântat, Brown nu a mai revenit vreodată în acel loc și a așteptat 5 ani până să facă cunoscută lumii această descoperire. Singura dovadă palpabilă a experienței sale este sfera de cuarț pe care a luat-o cu acea ocazie din piramida subacvatică. Atunci când aceasta este fotografiată din diverse unghiuri, imaginile din interiorul ei se modifică, arătând nu una, ci 3 piramide, un ochi uman sau o rețea de fire. La ora actuală, sfera este denumită Ochiul lui Dumnezeu sau Orbul Atlantean, iar Arthur Fanning, cel care o deține în prezent, o arată tuturor acelora care vor să îi verifice autenticitatea. Se pare că în apropierea acestei misterioase sfere, acele busolei se învârt în sensul invers a celor de ceasornic. Deși s-au efectuat cercetări, nimeni altcineva nu a mai găsit vreodată misterioasa piramidă de cristal pe care afirmă Ray Brown că ar fi descoperit-o în anul 1970. Totuși, în următorii ani, au mai survenit unele mărturii despre existența unor piramide subacvatice în regiunea arhipelagului Bahamas. Există unele voci care afirmă că energiile magnetice ale piramidelor uriașe aflate sub apă ar fi responsabile pentru disparițiile inexplicabile din Triunghiul Bermudelor. Așa cum am văzut, ipoteza că în adâncul apelor din Triunghiul Bermudelor s-ar afla o piramidă a fost avansată încă din 1968 de către Ray Brown. Dar Meyer Verlag, grație tehnologiei moderne, care permite explorarea celor mai inaccesibile locuri de pe planetă, este cel care a descoperit cele 2 gigantice piramide de cristal la 2000 de metri adâncime. Lungimea bazei fiecăreia dintre piramidele de cristal este de 300 de metri. Într-o conferință de presă în Bahamas, Meyer a oferit un raport cu coordonatele exacte ale piramidelor de cristal, hărți și fotografii. Acesta a mai declarat că, din punctul lui de vedere, tehnologia care a permis construirea acestor piramide de cristal
de 3 ori mai mari decât piramida lui Cheops, este necunoscută pentru știința modernă. De asemenea, a subliniat oceanograful, această descoperire probabil că va face lumină și în legătură cu evenimentele stranii din zonă. Li s-a spus piramide de cristal, pentru că sunt dintr-un material foarte asemănător cristalului, care le conferă, se pare, proprietăți deosebite, dar insuficient cunoscute. Pereții piramidelor sunt netezi, ca sticla sau ca gheața, fără fisuri, translucizi și fără a fi acoperiți de alge, așa cum s-a putut vedea în imaginile de înaltă rezoluție oferite de jurnaliștii aflați la conferința de presă. Desigur, va fi nevoie de mult timp de cercetare de aici înainte pentru a se afla secretul acestor piramide de cristal, dacă acesta se va lăsa dezvăluit vreodată în totalitate. Există și alte menționări ale piramidelor subacvatice din zona arhipelagului Bahamas. În anul 1978, cercetătorul Avery Marshall a fotografiat o piramidă subacvatică din apropierea insulei Kaysal, în zona insulelor Bahamas. Acesta a putut vedea cu acea ocazie fleșuri de lumină, care ar fi putut fi, conform afirmațiilor sale, emisii de energii sau gaze. Conform cercetătorului, apa din jurul piramidei nu era întunecată nici măcar noaptea. La mijlocul anilor 1980, faimosul cercetător și atlantolog american Charles Berlitz a condus o expediție având ca scop studierea fenomenelor stranii de dispariție care au loc în zona Triunghiului Bermudelor. Spre surprinderea echipajului, cu ajutorul sonarului, dispozitiv de detectare care folosește unde sonore, folosit în explorările subacvatice, aceștia au putut observa la o adâncime de 400 de metri o formațiune a reliefului care semăna într-un mod uluitor cu o piramidă. În urma cercetărilor amănunțite, membrii expediției au ajuns la concluzia că acea formațiune în relief, de pe fundul oceanului, este o replică exactă a Marii Piramide a lui Cheops din Egipt. Conform declarațiilor lui Berlitz, armatele navale ale Statelor Unite și ale Marii Britanii dețin unele hărți ale Oceanului Atlantic care indică existența unei structuri piramidale în nordul Cubei, în largul insulei Kaysal, la o adâncime de 1500 de picioare. Un grup de cercetători canadieni a descoperit tot în Triunghiul Bermudelor, în apropierea zonei în care se află cele două piramide de cristal, un oraș scufundat. Cu ajutorul unui robot submarin, aceștia au reușit să filmeze zidurile și o statuie foarte asemănătoare Marelui Sfinx de la Giza, din Egipt. Experții în domeniu estimează că este vorba despre construcții din perioada preclasică a civilizației centro-americane. Această cetate antică ar fi putut fi locuită, înainte ca apele oceanului să o acopere, de o populație similară celei din Teotihuacan, locul unde omul devine zeu, vechi oraș aztec din apropiere de San Juan, un important centru economic, cultural și militar din Mesoamerica, de dinaintea colonizării spaniole a Americii, vechi de 2000 de ani. Ulterior, agenția Reuters a anunțat că un alt grup de exploratori au mers să cerceteze cu un submarin de mici dimensiuni regiunea în care fuseseră filmate ruinele unui oraș pierdut. Ei au confirmat existența misterioaselor ruine subacvatice,
aflate la o adâncime de 640 de metri și care ar putea aparține unei civilizații mai vechi cu cel puțin 1500 de ani decât perioada în care au fost ridicate piramidele de la Gizeh din Egipt. Probabil că orașul a fost ridicat într-o epocă în care regiunea respectivă aparținea uscatului. Majoritatea mărturiilor despre uluitoarele piramide uriașe de pe fundul Oceanului Atlantic vorbesc despre faptul că ele sunt realizate dintr-un fel de material ca o sticlă opacă sau un cristal și nu prezintă niciun fel de asperități, eroziuni sau depuneri de alge. Am putea să ne întrebăm oare cum au ajuns aceste piramide pe fundul apei? Oamenii de știință își afirmă scepticismul, spunând că este imposibil ca o structură de sticlă sau cristal să reziste în perfectă stare sub miile de tone de apă ale oceanului. Unele voci afirmă că este posibil ca aceste piramide să fi fost la origine construite pe uscat, reprezentând, în prezent, vestigii ale unei străvechi civilizații dispărute în urma unui cataclism, cum este, spre exemplu, legendarul ținut al Atlantidei. Totuși, după unele estimări, se pare că piramida subacvatică descoperită la începutul anului 2012 în Bermude nu ar avea o vârstă mai mare de 500 de ani, iar acest lucru nu face decât să adâncească și mai mult enigma existenței acestor piramide subacvatice din cristal. Voi ce știți despre aceste obiecte misterioase? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos.